legendă japoneză, ca să-i spunem așa, da. Și anume o Honda S2000. Bun, hai să spunem la început la ce vine numele ăsta de S2000. Vine, în primul rând, de la motorul de 2000 cm3, nu? Corect, aspirat, da. 240. Da, 240 de cai, da. De câte știu eu, la momentul lansării, până de curând, a fost mașina cu cel mai mulți cai dintr-un motor aspirat. Adevărat, adevărat. Acum a rămas pe locul 2, dacă nu mă înșel, e 458 Italia de la Ferrari. Da, da, corect, corect. Da. Și cel de Japonia era 250, exact. Era. Și de la anul de fabricare, nu, i-a început din 2000 se fabrica. Da, 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 da. Chiar dacă nu mă înșel, dacă nu cumva 299 sau 2000, exact din 2000. Nu știu, sigur, chiar sunt poți... două versiuni, nu? Da. Asta cu care ne aflăm astăzi este prima de versiune. Da, de Europa, cea. Le recunoaștem deosebit după stopuri, nu? După stopuri, da, după și capotă. Exact, exact. După aia e în facelift-ul. Mi-am făcut puțin temele. Bun. Primul lucru care, cum intri în mașină, ce observ eu, e că toată mașina e concentrată, focusată spre șofer. Corect. Și bor și absolut tot. Tot. Cum spuneai și noastră, este o mașină care poți să o folosești zi de zi, chiar și pe circuit. Exact. E, adică au făcut-o de zi cu zi, dar în același timp poți să o folosești ca și mașina de circuit complet dedicată. Adică... n-ai jumătate de măsură dacă mergi cu ea pe circuit. Adică o poți ajusta, o poți regla, o poți face specială de circuit, dar poți să mergi și pe stradă să te bucuri de ea. Am văzut că nu ai cum merge, de exemplu, cu semi-slicuri pe ea. Da, da, da. Nu prea e temperatura care da, trebuie, exact. Dar... proprietarul s-a cam grăbit să le pună, dar tot din drag de fan. Spuneți-mi astăzi, știți mai bine, ele, ca și mașini, ca și fabricații, au venit cu ceva defecte tehnice, o problemă, că știți cum zice, orice mașină are un defect al ei de fabricare. Astea au vreuna sau ca și ca de obicei, când obișnuiți japonezii le fac țiplă? Sincer, nu o să laud deloc, o să fiu foarte dur cu ea, așa cum este ea dură ca mașină sport, adică da, dură da, da. Într-un mod frumos. Din punctul meu de vedere, vorbim ca și mecanic, motorul este foarte bun, dar au o mică slăbiciune, să zic așa, dau ceva din casă de la Honda legat pe motor. În ce sens? În momentul când se dă pe ulei, blocul este din aluminiu, complet din aluminiu, dar în ce sens? Și cămășile din aluminiu. Și acolo au o mică problemă în care spune producătorul și cam nu prea toți care au încercat să le refacă că nu recomandă segmentarea lui decât schimbarea blocului prin segmentare. Dar ca și motor, ca și fiabilitate, ca și performanță, ca și putere, ca și calitate, este inestimabil. Adică mi se pare că este foarte ok, foarte bună. Da, pe gândește că este un motor de turație. Da, da. Ea practic de la 4000 încolo începe să intre. Problema e că mulți n-au știut să exploateze mașina corespunzător și automat în momentul când au încercat de fapt să o aducă la performanțele, aveau probleme pentru că n-a schimbat-o la timp, n-a da, fost unul care o mașină exact. Mai ales că merge pe turații mari tot timpul, părăs da. Care nevoie și de o servisare puțin mai atentă, puțin mai atentă. Ea este zgomotoasă și cutia e un pic mai zgomotoasă decât o mașină normală. Da, cutia a văzut că e în 6 trepte. Da. Și da. Din câte știu eu, vin numai manuale, nu? Da, nu mai manuale. Dar așa, per total, ca și S2000, ca și model, e o mașină bună, e o mașină frumoasă, e o mașină plăcută. Dar, repet, dacă nu e o servisare făcută, nu e ceva exagerat, ceva corect, dar dacă nu este făcută exagerat, o servisare corectă, automat apar și problemele după aia și direct. Trebuie să spunem și celor care nu urmăresc evacuarea asta care au auzit noi acum, nu e cea standard, nu? Nu. Cea standard e... Asta spun că este foarte gălăgioasă mașina. Da, e cea standard, e la modul, stăm de vorbă, ne plimbăm frumos, croazier undeva așa pe ocean, nu așa se aude, nu se aude nimic, da. Da, da, exact. Nu, asta e ceva mai cu zgomot, ca să zic așa. Ce vreau să vă mai zic de acoperișul, practic este electric, nu? Da, complet. Da, că asta nu știam sigur dacă este și manuale sau doar nu există decât electric. Doar electric. Doar prinderile. Da, e 2000, probabil asta nu mă pricep. Bun. Dacă este ediție ceva speciale sau pur și simplu este hardtop. Nu. Pur și simplu este hardtop. Hardtop, da, exact. Am înțeles. Dar oricum le conferă o altă un alt design, ai văzut când îi pui hardtop-ul ăla? Hardtop-ul, da, o schimbă. O lasă puțin, nu știu, parcă e așa de... E ciudată, e foarte ciudată când îi pui. Exact, exact. Ca și, acum, apropo de asta, o mașină cu care o comparam tot timpul pe asta, ca și, da. Ca și plăcerea condusului, da. Da? E Mazda Miata. Da, e exact, asta mă gândeam, chiar asta e, așa e. Exact, o mașină strict făcută pentru șofer. Așa e, așa e.
Nu, eu unul mi se pare că e o mașină foarte plăcută, dar după ce te obișnuiești cu ea. Da, păi dacă bănesc că pe circuit, dacă nu ești atent cu ea, te cam dă de... Da, da, da. După ce te obișnuiești cu ea și o înveți, este o mașină foarte plăcută. Este foarte plăcută, deci chiar e. Acum... Am înțeles că acum japonezii vor suca toată a treia generație. Chiar asta nu știu, ar fi un lucru mare. Așa se aude? Așa se aude, dar sincer, la ce am scos ei acum cu ultimele lor generații și mă refer și la Supra asta nouă, care la ce au prezentat-o la Geneva, nu prea, da, nu prea le nimeresc. Bine, astea vechi rămân practic. Da. Legende, cum zic ei, legende japoneză. Corect, 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 așa e. Și încă o chestie, le spune celor care urmăresc, a fost foarte greu să găsim o Honda S2000. Exagerat de greu. Bine, ținând cont că e după timpul de iarnă, la noi găseați oricum adică găseam. Băi, asta am și luat legătura cu ce băieții de la Costa Test, că ei sunt, cred că, singurii care au adunat toate Toyota, toate Honda S2000 din țară. Cred că chiar le ales pe toate, nu? Sincer am avut cam tot ce e din București, mă refer, din București, 100%. Cred că am săpat și am sunat și am anunțat și am dat zvonuri pe toate site-urile peste tot când a fost în toamnă o chemare pentru S2000 dedicată într-o zi de weekend. Chiar și-au venit 10, nu? Și-au venit, da, 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 au venit cât am putut de mult, au fost la modul, oamenii au încercat să vină, adică a fost ceva doar așa, S2000, constatări, poze, discuții. Da, e o mașină, fost... cum spuneam, e o mașină legendară, dar asta toată lumea, da, o place, o iubește. Exact. Și noi am vrut, ne lipsea din programul nostru, din, da, canalul nostru, am avut toate japonezele, ca să spun așa, legendare. Era păcat cea din, cea din, dintre cele mai, exact, de clasă, de regiune. Și dacă trebuie să ne gândim, e o mașină foarte rară. Nu, nici bine, comună nu pot să-i spun. Nu e comună, nici, da, e, de oricum e un pic rău. A fost cel mai greu de până acum de făcut rost de ea. Dovadă că e rară, înseamnă, da, de... Deci cel mai greu a fost. Greu de vânat. Gândiți-vă că am găsit mașini care erau o singură bucată în toată țara. Și tot am găsit-o. Și am reușit să facem, da. Și astea care erau atâtea, nu a reușit să punem mâna pe niciuna. Ultima variantă, băi, trebuie să sunăm neapărat la Costa Test. Da. Și chiar mă bucur că au fost foarte... Au răspuns imediat, gândiți-vă că solicitarea a fost cu câteva ore înainte. S-a mișcat foarte repede. Da, au fost în sincronizare așa, să zicem. Toate că e de-abia începută de primăvară și mai greu cu ele, că de-abia au ieșit de la iernat. Să zicem că pe anul ăsta e a doua care a venit. A fost ieri, chiar ieri a fost una, încă una, un S2000. A fost la pregătirea de primăvară, să zic așa. Și cea de-a doua astăzi care a venit pentru voi. N-am înțeles. Special. Foarte mult. De mult îmi doream mașina asta să o filmez. Astăzi a fost ziua sortită. Bun, vă mulțumim mult încă o dată că ați venit la noastră. Până data viitoare, vă spunem la revedere.